Bine v-am găsit, sculele mele preferate, pentru că astăzi este un nou episod super șmecher. Am strâns 2000 de like-uri la ultimul episod cu prietena mea, iubita mea, joacă jocuri horror pe VR și am spus că dacă strângem 2000 de like-uri facem The Exorcist Solomon, Exorcistul în VR. Așa că să-i dăm drumul, aplauze pentru un nou episod cu iubita mea care joacă Solomon, Exorcistul este aici de față, spunem. Spune-ne, te rog frumos, la cameră. Ești pregătită? Nu. Nu? Nu. Cât de pregătită ești? 1%. Trebuie să fii extraordinar de pregătită. 1% e extraordinar de bine. După cum puteți să observați, este pregătită 100%. Așa că să-i dăm drumul, să trecem la acțiune, montăm VR-ul și sărim la jocul horror. Yeah! Bun, gata, ești pe zonă, da? Da. Deci, ca să ne înțelegem, eu m-am mai jucat jocul ăsta, da, se numește Solomon Exorcistul, puteți să-l observați pe canal, dacă căutați Boosted Commando, Solomon Exorcistul, sunt 5 chapter-uri, bombă, bombă, blană, blană. Dar astăzi este vorba despre Andreea, care este aici să se joace, să experimenteze o exorcizare corectă. Deci Yay. Tu ești entuziasmată, hai să mai vedem o dată entuziasmul ăla, blană. Așa, da, ăla, da, entuziast. Bun, deci fii atentă. Ești un fel de polițist, preot, exorcist, luptător cu demoni. Mamă, câte cariere am. Deci acum e o seară normală de muncă la tine în secție. Ai aici cafeluța pe care ți-o iei. O iei frumos de acolo, bagi acolo să o bei, blană. Am vărsat-o pe toată. Pare rău acum, ce să faci? Asta o e. No refunds. Am bani. Așa. Am vărsat-o ea. Eu zic că nu-i seara pentru cafea, sincer să zic. Așa, oricum ai vărsat-o pe toată pe haine. Mergi direct la tine în birou, în birou trebuie să mergi, ok? Care e birou? În față, tot înainte. Nu ăsta, ăla nu-i biroul tău. Sunt detectiv. Ești detectiv, da. Dar să nu-ți dai cu ușa în cap. Trebuie să ai grijă să nu-ți dai cu ușa în cap, înțelegi? De cât timp lucrezi pe seria asta, dacă nu te super că te întrebi? Nu știu dacă au trecut 2 minute. A, e bine. Uite încă o cafea. Am mustață. Ești frumos, îți place de tine? E, putea mai bine. Așa, uite, dacă te uiți acum în dreapta, aici este tot peretele tău de cazuri, înțelegi? Aici sunt cazurile tale de exorcist. Începem cu numărul 1? Normal că cu numărul 1. Suntem la o biserică. Ce se poate întâmpla rău la o biserică, nu? Exact. E cel mai sigur loc de pe planetă. Aia zic și eu. Deci după cum observi, ești la o biserică, dar s-au întâmplat niște chestii așa mai nașpa. Să zicem, îți dai seama că a fost o crimă, o ceva, o treabă și acum tu investighezi, ești detectiv, știi? Aia e cartea domnului, te sună ceasul. Așa, te descurci? Unde este preotul? Trebuie să-l caut pe domnul preot. Dar vorbește mai tare! Vorbește mai tare că nu te aude nimeni! Nu mai e baterie. Ba da, din... e full. În fine, dai în continuare. Acum trebuie să facem investigație, înțelegi? Trebuie să-l găsim pe preot. Stai că mi-au schimbat locația. Ți-am luat cartea de... Te uite aici pe Fecioara Maria. Că vreau să iau numerele în ordine. La numărul 2 acum. Ah, la numărul 2. Da. Eu zic să nu te mai apleci după lucruri, că nu sunt importante oricum. Sigur? Da. Uite aici poți să mărturisesc păcatele. Cred că asta vrei tu să faci acum, să-ți mărturisești păcatele. Da, cred că ai aflat ce s-a întâmplat cu domnul preot, așa-i? Ai găsit preotul. Are... e Crăciunul, înțelegi? Se apropie Crăciunul și sunt porci deasupra capului, că i-a pregătit din timp. Să iau chestia din mâna lui. Da, trebuie să o iei. O să se miște, așa-i? Nu, dacă îi miști, poți să-i miști tu cu mânuța dacă vrei, dă-i așa peste ei, ca la piniata. Ia uite. Ce, nu-ți place? O să se miște preotul. Nu o să se miște preotul, cum să se miște dacă e mort? Nici nu s-a mișcat și a deschis gura doar. Și asta nu se pune ca mișcare? Nu, că e și o molie, nu vezi câte molii are acolo în jurul lui? Normal că, na. I-ai luat aia din mână? Am luat-o, da. Așa, e lanterna, prinde-o. Ia uite, ca să-l vezi pe preot mai bine. Doamne, nu mai vreau. Am găsit sânge și Fecioara Maria acoperită de sânge. Deci, ca să înțelegi, tu acum ți începe aventura de exorcist adevărat, știi? Trebuie să fii foarte atentă că moartea părintelui te va ajuta să devii un adevărat exorcist. Din polițist te vei transforma în Solomon, exorcistul, înțelegi? Uite o orgă, oare poți să cânți la ea? Urme de sânge, aici este o ușă pe care nu prea vreau să intru. Trebuie să intru pe ea, așa? Da. Trebuie. Da, ăla era dulapul. Nu era ușa pe care trebuia să intri. Să știi. Stai să mă poziționez în cameră. Bun, dacă e ceva, noi cu Felix oricum suntem aici să te ajutăm. Adică stai liniștită că situația e ok, da? Da, voiam să explorez ce este aici. Trebuie să intri pe ușa aia. Acolo e perdeaua și geam. Am o dificultate cu ușile, ok? E traumă din copilărie.
Bun. Acum uite, numărul 4 aici. Uite, aghiazmă, vezi? Asta e aghiazmă. Throw it. Da, trebuie să o arunci, că arunci așa cu aghiazma și... Nu, în demoni, în demoni trebuie să o arunci, nu așa la întâmplare pe jos. Acum dacă o să deschizi cartea, o să ai aghiazma acolo, uite-te puțin. Și acum, când e vreo problemă, scoți aghiazma, așa, scoți aghiazma și pac! I-ai dat-o la demon în cap, înțelegi? Asta e trusa ta de ustensile pentru a îndepărta demonii. Uite, psihologie! Da, asta ne interesează pe noi. Trebuie să exorcizăm demon. Tu crezi că faci terapie psihologică cu ei? Poate ar funcționa mai bine decât să arunc o gheazmă în ei. A. Din gândirea varianta asta. Așa e, adevărat. Bun. Numărul 5. Da, ăla era dulapul din nou. Deci numărul 5 e o casetă. Trebuie să-i dai play să auzi ce a zis domnul preot înainte de moartea lui. Vorbește? Da. Și ce zice? Nu înțeleg. Nicio problemă, continuu, mergi mai departe. Am găsit Notes of Exorcism de la Father Bell, deci asta mă învață pe mine cum să exorcitez chestii. Păi da, ți-am zis că așa devii părintele Solomon, înțelegi? Deci așa devii Solomon cu adevărat. Mamă, câte chestii sunt pe aici. E șmecher. Părintele Bell era un părinte foarte șmecher, adică el era tatăl exorcist, înțelegi? Da, prea mult de citit. Mergem mai departe. Trebuie să mergi la numărul 6. Am găsit! Ăsta este un inhalator cu aghiazmă. Când ți se face rău sau simți demoni în tine... Cred că e un spray cu sare. Nu, este inhalator cu aghiazmă. Când ți se face rău sau simți că ai un demon în tine, îl bagi la gură și faci psss, știi? Și îți bagi aghiazmă în corp. Dar bagă-ți puțin aghiazmă în corp. Așa și dă-ți spre fața ta. Cum? Da, s-a dus. Nu mai dau nimic. Uite-l acolo, e pe masă. Ridică-te, că ești pe crouch. Dacă n-ai mai apăsat la întâmplare pe toate butoanele, poate ai reuși. Am ridicat? Nu. Da, l-ai pierdut oricum. Deschide... Dar ce vrei să fac cu el? Să-ți dai cu aghiazmă în față, ca să scoți demonii din tine și dracii. Tu nu crezi că e în serios situația care se întâmplă aici. Dă-ți cu aghiazmă în față. Dă-ți, apasă pe stick. Așa, bravo, bun. Acum în sfârșit ești... Dar acum auzi sunete dubioase. Ești sfințit acum, nu te mai atacă niciun demon că ți-ai dat cu aghiazmă, fată. Tu nu cred că înțelegi cât de importantă e situația asta de exorcizare. Sincer îți zic. Deschide dulapiorul. Vin. Nu dulapul din viața reală, ăsta de aici trebuie să-l deschizi. Da. Așa, trebuie să arunci tot, nu? Dă-l încolo de vin că ești la muncă acum, n-ai tu timp să bei vin. Am băut cafea, e suficient. Exact. Uite aici, șepte, sânjile și aici e tablou. Trebuie să-l deschizi, să vezi că aici își ține ascuns domnul părinte. Ce s-a întâmplat? Le sânge acum tabloul ăla pe el. Bă, așa sunt ornamentele cu sânge. Părintele Bell îi plăcea, era și vampir în timpul liber. S-au umplut de sânge. Uite, trebuie să deschizi tabloul acum, că s-a deschis. Aaaa, gândac! E un gândac în realitate virtuală, nu în viață. A plecat. Uite, mai sunt... Am găsit casete. Casetele părintelui, ce spun? Pune acolo, în reportofon, să ascultăm ce zice părintele. Dar nu acolo, trebuie să o pui. Zice ceva important? Trebuie să simte neliniștit. A, dă-l încolo, e depresiv. Vezi, de-aia trebuia cartea de psihologie. Nu cred, întoarce-te că mai era o casetă, poate zice ceva important acolo. Ia. Așa, scoate mizeria aia de acolo. Mai vorbește da, încă? Da, cred că trebuie să ascult pe tata. Mama lui de părinte. Stai nisip, ce aici? Este pur și simplu o cutie aruncă, două încolo, că nu ne trebuie. Crucea importantă. Are loc în care. Aaa, s-a auzit ceva. Dar te-ai contopit cu Dumnezeu, asta s-a auzit acum. Ești contopită cu Dumnezeu. Acum, gata, uite, vezi, ai tot kitul, deci tot kitul de preot exorcist e la tine acum, vezi? Deci acum nu mai poate să mai stea împotriva ta. Eu zic să ascult și cealaltă casetă, să vezi exact ce zice domnul părinte. Moraco, septembrie. Nimic important. Trebuie să-ți aprinzi lanterna, că e întuneric, s-a stins lumina. Scoate bricheta, așa, scoate-o, așa bagă lumina, forțoasă. Și acum ai grijă pe unde mergi. Vezi că ești băgat în mine acum. Uită-te puțin în spate. E doamna Virgin Mary, e aici alături de tine să te ghideze, înțelegi? De Gameș. Nu că băgameș, eu zic să mergem acum la părintele Bell. Nu! Să vedem ce mai face dacă mai e acolo. Nu! Dar de ce? Nu! Uite-te și tu în jur peste tot, ai grijă să nu scapi lanterna, că e singura ta sursă de lumină. Au! Eu sunt aici alături de tine, deci dacă e să te sperii, nu e nicio problemă, că dacă faci infarct și cazi, te prind eu. Stai, nicio problemă nu se întâmplă. Nu, că pe aici nu trebuie să mergi pe aici.
Aoleu, a căzut ceva de pe tavan, că e veche biserică, acum te sperii și tu de la orice, incredibil așa ceva. Bine că mai tare nu vorbești, dar ții de sperii tot blocul. Ia să vedem, mergem la o confesiune la părintele Bel. Se aud lucruri, nu vreau. Deschide puțin ușa aia, uită-te acolo, e incredibil așa ceva. Ce părinte exorcist ești? Slab. Uite. Nu mai e. Nu mai e, a plecat pur și simplu, s-a dus. Nu mai sunt nici porți. Păi s-a făcut curat aici. Uită-te puțin spre altar, acolo, spre crucea. Aoleu, ferească sfântul, nu vrei să te răzbuni pe mine sau care fază? Așa. Ce? Nu știu, s-a mișcat ceva. Doamne ferește, că nici nu vezi ce se întâmplă și te sperii. Mai uită-te și tu prin zona pe aici, prin jur. Uită-te din nou în dreapta la altar. Nu e ok? Nu văd nimic. Mergi și tu mai aproape de aici, așa. Ia. Na, e ok, gata, nu mai e nicio posedare, nimic. Gata, s-a terminat. Ai scăpat. S-a avut vol. Hopa! A apărut demonul Pazuzu. Uite-l, ia-l puțin în mână. Aoleu, ce-ai făcut? Ce? Tu mi-ai zis când daci. Dar de ce iei demonii în mână? Dar tu mi-ai zis să-l iau. Aoleu, ce se întâmplă acum că l-ai luat pe demonul Pazuzu în mână? Ferească sfântul că deja e prea târziu. Uită-te în dreapta. Uite, uită-te acolo, la crucea Domnului. Roagă-te la el, că numai el te mai poate scăpa de ce se întâmplă. Are un cap de porc. E prea târziu, întoarce-te cu spatele puțin. Nu! Întoarce-te, că trebuie să vedem pe unde să fugim, înțelegi? Fii pe fază. Dar nu văd nimic. Păi normal că nu vezi nimic, că dacă ai luat demonul Pazuzu în mână, cine naiba ia pe demonul Pazuzu în mână? Să fim serioși. Nu poți să trec. Păi nu poți, gata, că te-a prins. Ai încurcat-o. Sincer îți zic, ai încurcat-o. În spate. E un porc pe aici care umblă după tine. Nu. Auleu, ai încurcat-o. Ai încurcat-o tot. Voci, nu știu de unde. Uite-l! Ce e aia? E demonul. A trebuit tu să le iei mâna. Vine spre mine! Ai încurcat-o, scoate aghiazma! Eu ți-am zis, tu n-ai crezut cât de serioasă-i treaba, îți băteai joc, a? De ce-s pe jos? Nu-i, păi că ți-a dat cu scaunul în cap de aia. Terminat? Cred că s-a terminat. Da. Așa, ia spune aici la cameră cum ți s-a părut situația. Deci la început am crezut că e vrăjeală, că e disperiat. Da. Că nu se întâmpla nimic. Așa, da. Și apoi în biserica vieții. Da. A fost teribil, a fost groaznic. A fost groaznic, nu? Da. Vezi prin ce trece un exorcist, că ai transpirat toată săraca de tine. Tu-ți dai seama câtă muncă are de făcut un exorcist și tu-ți băteai joc. Tu nu înțelegeai cât de important e aghiazma și crucea Domnului. Dar și... m-au ajutat cu nimic, că tot m-a lovit la cap. Pentru că n-ai știut cum să le folosești, dar nu-i nicio problemă. La 3523 de like-uri facem și partea a doua la Solomon Exorcistul și mergem la următoarea exorcizare ca să învețe și Andreea să joace mai bine. Deci cu ajutorul vostru și cu ajutorul like-urilor ajunge mai departe. Așa este? Da, neapărat cu ajutorul vostru, altfel nu mai. Bun, mulțumim mult, pupici cu sclipici, ne vedem tura viitoare. Mua, pa, pa!